Salutare la toți, cu voi Sergiu. Aici e cadou Cristinei de anul nou. La noi acum e februarie, cadou a venit abia acum. Este un aspirator, un robot ăsta pe jos care face curat. Noi înainte de anul nou ne plimbam cu Cristina și el a văzut la magazin, la vitrină și i-a plăcut așa de mult. Acela de la vitrină nu-l vindeau, am comandat altul să vie. A venit peste 3 săptămâni, îmi pare, dar era cu defect. Și iarăși am... Adică l-au trimis înapoi și... A venit abia acum acesta care deja lucrează și totul este ok cu el. Am venit acasă să vedem cum o să reacționeze Cristina. Un cadou care și-a dorit foarte mult. Vin încoași, baby! Unde-i Cristina? Cristina, salut! Salut! Cadou de anul nou? Cadou de anul nou? Dar a trecut o lună și... A trecut, ți-a minte, eu am spus că am comandat ceva. Dar încă nu a venit. Ce? Sau tu vreun prank îmi faci? Nu, nu-i prank. Stai. De unde și eu așa cu tine să fac prank? Greluț. Greu, da. Ce-a salut, Tunea. Salut, ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat. Tata, a adus-o cutie, mama. A spus că cadou de anul nou. Cutia asta. Da, e că vreau să deschid să văd ce cu ea. Țâni, ce crezi că e aici? Nu știu. Nu, ghici. Tabletă. E tabletă așa mare? Nu știu. Crezi că e ceva pentru tine, Alex? Sau pentru mine? Încet, încet cuțetul. Hai, să iei mâinile. Tatule, mă uit! Stai, stai, să vii mama, zic. Ce? Știi, televizor, arată-i. Nu, 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 nu-i televizor. Așa. Hai, hai că țin. Aspirator? Da, robot, țiune. Robot? Robot care... negru? Așa cum arată, da? Da, e negru. Ți-ai spălat dinții? Bravo, de 5. Au! Da. Așa. Cine asta? Asta cum să te conectezi la telefon, asta el se conectează. Da. Asta e de pus la stația lui unde el o să încarce. Asta e filtrul lui, cred că, da? Da, filtrul. Filtrul, mopul. El își face și curățenia. Spală, da. El și spală. El șterge postul, nu spală, spală. Da, așa. Cărcica. Da. Instrucția lui. Așa, poartă, da, și garanție. Era și garanție. Hai că tu. Hai și garanție. Nu pierdem. Lucești, tata, eu. Uh-huh. E de Lorena. Da. Aici e cablu? Cablu, da, de încărcat. Aici, așa cum înțeleg, aici vin el și... Da, el vine singur și se... Se încarcă, se alimentează. Se încarcă, da. Stai că e greu. Uh-huh. Stai. Alex, hai scoate aici încet și urmă. Aia am atât de hai și tu odată. Hai, hai și tu odată. Camere trebuie ca să vadă aspiratorul. Să vadă pe unde mergi, da. Cablu, să le ocolească, da. Jucării că, dacă sunt. Ca tare roboții, aieștia, ei nu văd. Sunt mulți care nu văd și dacă dau de hârtie igienică, jucăria se învârtesc, le stric, stric aspiratorul, așa cum înțeleg asta, eu chiar nu știu cum lucrează. Asta e gunoiul. 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 Face așa gunoiul, nu? Și-l aduce aici. Și de aici și-l trage în sus. Și-l trage în sus și scos gunoiul. Hai să vedem unde e depozitul de apă. Wow, lucește. Așa, aici. Păi da, nu așa, invers. Da, așa zi-l invers, așa. E ca așa apeși pe asta. Da, și aici spune apa. Îți dă în sus așa? Asta e filtru. Fier. A, înseamnă că avem două filtre. Deci stai este unul. Stai, Remicu, stai. Ce este? Apa, da, este acela, acela de rezervă, da. Da, filtru n-am de rezervă, mop n-am de rezervă, doar un. Da, și asta scurăță, da? Asta dacă scurăță. Din... Așa. Și stai în care și cuțit acolo, vezi? Nu știu pentru ce. O să mai vedem pe parcurs. Da. Și copiii așa, interesant, parcă e robot pentru ei. A, de asta e așa, mă, parcă e defect. Nu, ai... Înțeles? Asta că se deschis, că se deschis. Chiar e interesant cât de bine șterge, că la noi nu-i tare murdar. Uh-huh. Hai dușa de apă. Mă duc spun apa, spun mopul. Ciune, ia n-aprinde, tot am instalat aplicația. Pas odată. Așa, stai.
Stai să vedem aplicația, dacă... Ce? Că arată că e offline. Ține 2 secunde apăsat să vedem. Gata? Și ne-am pus, parcă jucăm într-un joc toți. Te-ai conectat? Da, m-am conectat. Și trebuie să-mi iau. Încărcare hartă. El trebuie aici. Baterie 100%. Irena, ce faci? Citești instrucția? Vreau să... Reîncărcați cel puțin 20% și mențineți robotul în stație pentru actualizare. Uite, să facem update. Amica, uite. Ce e acolo? Asta e cata aceea. Da. Aici va fi locușorul lui. Sergiu pune acolo cablul, trage. Tăticu, asta ce este? Asta sunt clei că... Asta eu cred că să fie... Să fie ud și ala. Să nu fie, da, 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 am înțeles. Am înțeles. Ce era? Clei. Ce sunt clei? Dă-i liloarea în acestea. Hai, trage una de aici. Deci, așa... Noi am hotărât să-l punem aici, să fie protejat. Să nu ne închidicăm de dânsul nimic, așa, super. Nici așa și-l duc acolo, frumos. Locului. Parcă-i cușcă. E asta home. Da, asta duce acasă, da? Adică, ia să vedem. Hai să vedem. Să duc să încarci să facem update. Da. Toți. Toți. Nu vezi? Nu vede, tătic. Pentru că e dulap. Ia să vedem. Asta se duce. Da, se duce. Interesant și copilă. Da. Și nouă interesant, dar copii încă mai ceva. E, uite, interesant. Parcă scață răja. Se încarcă. Super. Super, acolo e reportajul. Ia ce faci. Da, aici este un fel de protecție pentru el. Super, covoraș. Am să ne mit. Suprimit, a spus Ariana. Și că se descarcă. A, se descarcă, da. Dacă își facem update și pe urmă să înceapă curățenia, să scanează toată casa. Pe el întâi trece peste toată casa și scanează. Sau nu știu cum faci. El poate scanează și în timpul ăsta faci curat. De exemplu, eu nu vreau să fac curat toată casa. Eu vreau încă o daie copiilor. Cum eu? Alegi de pe mapă. El întâi scanează toată casa și pe urmă să alegi... A, pe el trebuie acum să meargă toată casa să scanează, da? Să scanează, dar în timpul ăsta să fac și curat. Aha, nu merg deja. Nu treacă deja. El întâi trebuie să deprindă la casa noastră ca să meargă. Da, el să scanează fiecare culturi în casă. Dar eu o să văd în telefon ceea ce vede el. Cred că da. Da, care cameră, da? Poți și să vezi. Și plus poți să alegi și o daie diferită, da, care vrei să facă curat. Da, înțeles. Azi vreau doar camera lui Iana și Ariane să facă curat. Da, el zice ce faci acolo. Cât așteptăm acum? Iată 32%, așteptăm. Gata, s-a finisat update-ul. Aici la noi arată 100% bateria. Pe la așa vede, vezi? Deci la haine mă zici. Da, da, da. Simțeți și orice fină asta. Iacă cum a mers. O să scaneze toate camerele și la urmă o să ne arate harta la toată casa. Toată, da? Și cum mergem, atingă drumul lui. Da, și cum mergem, da. Arată. Și vede cum filmează, cum... Adică eu pot să stau unde stau, chiar și am înțeles că îl pornesc chiar dacă nu mă aflu în casă. Și pot să mă uit pe cameră de ce văd și chiar și în casă ce este. Unde mi-e murdar, știi cum? Uite, în casă scaunul tău. Ce super! S-a băgat și aici! Spate ieșe de acolo? Nu știu. Ieșe? Ieșe, ieșe. Lucrează aproape 2 ore. Am fost plecat de acasă. A rămas 42% bateria și a făcut 113 metri până când, pătrați. Și acum și termină baia asta. Adică eu văd că aici el a făcut întâi biroul meu, pe urmă camera noastră, dar camera noastră cu băița, vedeți, nu a terminat-o, nu știu de ce. Și restul casei toată a făcut-o. Dar după asta ar trebui să se ducă în camera asta, eu așa cred, că nu a terminat-o. Și după asta deja se ducă la alimentare. Se duce în camera noastră.
termine camera și termine camera și baia. Dar nu înțeleg nici nu a făcut o deodată. Azi am făcut așa scanare la toată casa și să strângă gunoiul ca aspirator, dar mâine o să-i punem, cred că, și mopul, deja e târziu, și o să continuăm video-ul ăsta. Puneți înapoi, așterneți canapeaua. Salut! Salutare la toți! Salutare la toți! Au trecut 4 zile. Noi am fost foarte ocupați, am avut filmări zilele astea, oboseală, împlătură multă. Toate zilele astea la noi Roborocu ori lucrat, Roborocu, aspiratorul ăsta. Și vreau să vă arăt ce de super el. Dacă el a terminat acum curățenia și scrie finished cleaning la mine în engleză, la Cristina în română. Și vreau să vă arăt cum a lucrat. Adică cum a scanat el toată casa noastră. Eu nu mai țin minte ce am filmat eu în primul video, în prima parte. Cum am spus, au trecut 4 zile. Și adică asta e aici, uitați-vă afară cum a văzut el. Asta a fost ziua, el a curățit și aici tot. Și noi am tras draperiile la o parte că se fac și pe lângă fereastră. Și el se vede că o scanat că este spațiu încolo, da, adică nu-i perete așa. Dar arată super, aici e ca el sub canapea o curățit bine. Noi ca program asta lucrăm, uite așa, adică media de aspirator, de aspirare și jumate de picătură, adică așa spal el. Îmi place că se poate ales zona aici, dacă aleg zonă, adică eu pot să aleg ce să facă. De exemplu, pot să aleg doar biroul meu să-l facă, uite așa, spate de ajustat, adică room, aici spate de ales care camera să o facă, adică de exemplu asta, asta, pentru că cu zona spate de ales jumătate de camere, de exemplu, de aici, cu room, camera, adică spate de ales care camera să le facă curățenie. Și acum la noi mai mult salonul, bucătăria se murdărește. Dacă îi dăm drumul, el face curat tot casa și gata. Bateria de la 100% îi ajunge toată casa la spălare medie, adică nici ușoară, nici așa grea, adică aspiratorul a 3-a scară, că are scara 1, 2, 3. Și la scara 2 și cu spălare rămâne 25% din baterie. Adică el e aici acum și o să începem clean. Să vedem cum șterge. Începe curățarea. Asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut corespunzător. Hai Roborocu. Foarte super. Și că aici e apă, vedeți? Și e super că îl vede, adică în perete el se atinge, că se vadă că e perete. Dar aici, că de exemplu, materialul ăsta, el îl vede și îl oculește. Nu știu dacă se vede cum o spălat, că vedeți o leacă se vede că aici o spălat. Aici, că așa iese apa. Frâna mopului a fost scoasă. Se comută la modul aspirare. Dacă vedeți cum e și murdar pe jos. Mopul ăsta, adică noi la fiecare cameră mopul scoatem și îl spălăm, îl clătim, cred că se îl clătește și îl pune înapoi. Dar asta când e murdar tare. Dar așa când pentru... Modul mop este pregătit. Asigurați-vă că este instalat materialul pentru spălarea cu mopul. Și aici la noi îi... Aici stă sacul de... Recipientul de praf a fost scos. Cât colp și păr acolo. Adică el în fiecare zi face curat toată casa și oricum găsește. E ca asta ieri a făcut curat, azi iar a făcut curat și noi l-am eliberat și uitați, iar e plin aproape, cum plin. Adică este. Te uiți în casă, parcă e curat, dar... Haideți totuși, pentru că eu nu țin minte în prima parte a acestui video, dacă am arătat cum el lucrează, și să facem curat într-o cameră, să facă. Dacă tot erou din acest video e aspiratorul, pentru că cum nou ne era interesant înainte de a-l cumpăra, noi am privit multe review-uri, adică să vedem cum aspiră, cum,
cum, ce faci și comenzile și astea, să facem o cameră, adică o să facem doar camera lui Alex. Adică o să luăm room, așa, și o să alegem camera lui Alex și clean. Se reia curățarea camerei. Asigurați-vă că rezervorul de apă este... Cum ați duc, să facă doar camera asta și o să vin înapoi. Putem privi și pe cameră. Arian! Nu vede pe Arian. Merge pe la Arian. Nu, 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 nu-ți face nimic. El până la tine și înapoi. Vezi că el are senzor. El se duce la Alex. Hai, hai, la Alex în cameră, am spus. Se duce pe de-a dreptul sau cum? Foarte super și când merge pe lângă clientul și pe cel, merge fix, fix pe lângă clientul să aduce. Așa, și de aici începe curățenia. Haideți-mi pe lângă clientul, merge fix, fix. Foarte super că îți duci și pe sub par. Adică aici traiectoria, cum a venit de la stație. Și o mers, o mers așa. Asta e modelul de la Xiaomi, știu ca să mă întrebați în comentarii, vă răspund deodată. S6 Max V. X6 Max V, da. E ultima versiune a lor cu două camere. 14.000 de lei costă asta. Acelea mai... Este S5 Max, acela deja e 11.000 sau 12.000, adică și tot așa, S4, și mai ieftin, și mai ieftin, și mai ieftin. Cu ce-ți deosebesc ele, eu tare n-am înțeles, dar Cristina l-a vrut pe asta, care și camere. Și e logic, cel mai recent model, el e și mai bun, adică are sau mai sensor mai performant, sau bateria ține mai mult, sau spală mai bine. Plus camerele astea ocolește obstacolele, nu sui, nu se gaiberă peste dânsele. Cu toate că el scațără și pe covoare, poate trece cabluri, dar poate să se încălșească în cabluri. Și de asta e bine să aibă camere, că el așa ocolește. Sau vede cât de grosul e cablu. O scana traiectoria, dar dacă eu pun piciorul, adică el vede și o să încetinească. Vezi? Hai, hai, vin, hai, vin. Dacă să luăm în istoria lui, de exemplu, cleaning history, să luăm, de exemplu, aici, alaltăieri, cum a spălat, are așa funcție cu datorită la camere, adică el vede ce depistează. Aici, de exemplu, obstacol, aici scaunul meu a fost obstacol, aici un ventilator, mai departe aici obstacol, aici ceva în legătură cu rufele, la Alex iarăși aici scaunul, obstacol, aici încălțăminte, vedeți, erau... la ușă, la bucătărie și la pe lui Cristina. Dar aici, ca în salon, au găsit o bucățică de scotch, un fel de silotep, așa, o bucățică, și o scris, o arătat 92%, că era de asta, treabă de pisică. Ia că, asta mai la altă ieri, că vedeți? Și aici era o bucățică de scotch și el, adică dacă apeși pe dânsul, acum el s-a făcut ca poză tot asta, dar în timp real, când el, după ce a terminat curățenia, apăsai așa pe toate conițele astea și scria ce a depistat acolo, ce este. Are 26% pentru că el azi a făcut curățenie și o curățită ca 200 metri pătrați în 11 minute. Acum
acolo el ceva au găsit și ca să învârtești. Tu ce-o găsit? Asta-s piciorușele la pat. Uitați-vă ce curat și super. Dar noaptea el, chiar dacă îl pui noaptea să lucreze, el lucrează foarte, foarte încet, silențios. Chiar și becușorul ăsta deasupra, el se stinge mai încet, se dimează așa într-un fel. Hai, roboroc, mai ai? Cristina se uită la dâns ca un copilaș, nu ca ajutor în casă. Din când în când mai vorbești cu dâns. Așa, așa, gata? Duci la stație și spune iar la încărcat. Și de asemenea, poate programat în fiecare zi la o oră anumită să spele și anumite camere și anumite de aspirare și de spălare. Nu putem să-l punem în bucătărie, spele cu mai multă apă și în salon, dacă tot e mai murdar, dar în camere mai mult pentru praf, cu puțin apă și puțin aspirare. Zic că vorbești cu dânsul din când în când, ca cu copilul. Da, el are așa. Și are el cu Ariana, îți duci la Ariana. Nu, el cred că taie drumul, știi, îți ducă mai repede. A văzut-o pe ea și... A, nu, nu trată în pățitură. Tata, dar de ce vine robotul, vine aici și apoi se întoarce iar? El așa, el scanează. El dacă spală, el spală altfel. Dar el se duce la loc, Ariana. Super loc i-am găsit, așa? Se încarcă. Vizualizarea de la distanță este dezactivată. Și gata, și după asta e că vine așa mesaj că camera lui Alex a fost finalizată. Și toate notificările, roboroc, roți suspendate, mutați robotul și reporniți-l. Aici el s-o îmbaie, s-o împiedicat de la duș acolo la noi. Și adică a venit mesajul de dată că să ne ducem să-l ridicăm. Nu s-a putut găsi stația asta în prima zi, nu putea găsi stația. Și curățarea a fost finalizată, se reîntoarce la stație. De obicei e ca așa mesaj, nu vin când se termină curățarea. Gata cu aspiratorul, haideți să mai vedem. Și mai fac copii în casă, mama. Mâncărică. Dar cu ei tosturi? Cine o să mănânce tosturi? Ce-am dat de lucru? Ce faceți voi? A, hainele? Corect, bravo. Are mă ajută pe Alex. Bravo, bravo. Da, Arena? Pe urmă mâncați, da? Da. Da. Încă și le scutur. E vede cum noi scuturăm, știi? Da. Când înșurăm. Pule, mamă. Arena. Uite, am pus. Ai pus? Bravo, bravo. Cățelia. Și Alex, bravo, bravo, bravo. Ținel, tosturile sunt gata, da? Da. Ți-am încălzit și campot. Tu ai băut campot în două zile, un litru? Vrei suc? Îți dau suc. Eu ți-am încălzit campot. Suc îți dau la școală. Ce vrei îți dau? Ce vrei? Campot sau suc? De ce poți fi o brață? Sau iei campot la școală? Compot. Te-ai lovit? Sau nu ți-ai minte? Hai, alegi. Suc, compot. Eu deja ți-am încălzit campot. Da, sucul rece. Hai, gust. Așa să-l vei pisa, așa să-l vei pisa. Campotele e cel mai gustos. Școala să-mi dai sucul. Poftă bună. Mulțumesc și vouă dacă mâncați. Da, să nu uităm și de borș. Am făcut borș. Am mâncat atâtea zile. Foarte gustos borș. Pe data aceasta s-a primit costițe de purceluș, care le aleg lui Sergiu, de chelișică, de grăsime, cum ai spus tu. Mie îmi place așa să aibă costița, e mie gustoasă, dar Sergiu nu-i place. Ariana! Ariana, hai la aspirator frumos, curată, haide! Îți place aspirator? Super! Mai mie îmi place, ție îți place. Ieri sau azi dimineață, Sergiu a spus că își face singur aspirator în pirou. El când vrea și-l pune, când vrea... Singur apăs pe buton, da? Da, da, și-a intrat Ariana după asta cu ceva firimituș, eu îi spun... Ariana, nu-i voie, că tăticul a dat cu aspiratorul și se uită așa. Tăticul a apăsat pe buton, da. Nu, oricum, asta nu înseamnă că nu trebuie să fac curat. Eu să fac curat cu tieu, cu asta, dar se menține curățenia. Se menține, da, el nu...
broade, nu... O dată în două zile să-l folosim, așa, cu umed. Eu, pur și simplu, mă stărui când el face, să fiu acasă, ca să spăl mai des căpulița, da, mop. Da, dacă chiar nu suntem acasă, putem să-l punem ca aspirator. Ca aspirator, nu-i strângă praful, da. Că s-au scos covorul în zăpadă. Dar nu mă duc și cam am obosit. Și mâncăm borș și ne odihnim. Super, da, așa e rece, da, proaspăt. Da, da, da. Cât avem zăpadă, eu pot să-l scos în fiecare zi. Sunt prospătează așa. Da, și casa, când se vor și curat. Dar el când era covor aici, sub măsuț, el îți duce pe covor, da, așa? Da, el face și pe covor. Am scos, pur covor să fac. Da. E ca cu asta numai, el s-a împiedicat, s-a încălcit, da, întrânsa. Că e asta foarte ușor să ia. Că el e mei. Care e mei, știi, stă. Dar și acela au dat-o aspirat. Mm. Dar a lăsat așa un el covor. E mic și e lunicos, de asta. Da, da. Robotul ăsta chiar pe mine mă ajută foarte mult. Cât e ca el spală, eu îmi fac mâncare. Mare ajutor, mare ajutor. Tu toți nu vrei, da? Nu, toți stai mai încolo, eu acum borșul să mănânc. Dar ți-mi încălzesc borșor. Da. Puneți un like dacă v-a plăcut acest video. Dislike, da, dacă nu. Puneți un like dacă v-a plăcut cadoul lui Sergiu. Și dacă v-a fost de folos acest video, dacă vreți să cumpărați. Sunt și alte aspiratoare, ai spus, da? Pur și simplu, da, sunt diferite. Deja am luat, pur și simplu, de-am... Am adăugat deja să luăm ultimul model. Când aveți copii în casă, e foarte practic să ai așa aspirator. Mai puține covoare sau covoare mai tari, nu de astea păroasă sau cu lână. Praguri mari nu trebuie să fie. Dacă sunt mari praguri, eu cred că, da, de vreo 5 cm prag, el n-a să-l... Ridice. N-a să treacă de prag, da. Eu am auzit că care au... Știi, dacă n-au cameră și nu văd sau ceva, hârtie de vici au găsit-o, știi, sunt multe, cablurile, adică dacă e foarte... hârtie așa pe-n jos, apelul, da, Anină. Da, o ia toată. Anină și-o învârtește. Se blochează. Ariana, papa. Papa. Puneți like dacă v-a plăcut video, papa. O zi frumoasă să aveți în continuare. Cu voi a fost familia Portnoy. Bye.